Bine v-am regăsit! Asociația Sportul pentru Toți Reghin, înființată anul trecut, își propune în 2014 să organizeze cât mai multe competiții dedicate iubitorilor de sport. Startul se va da după evenimentul grandios ce va avea loc sâmbătă 18 ianuarie la Casa de Cultură Eugenie Coară, Gala Sportului Reghinian. Reprezentanții asociației vor să desfășoare în vacanțele care urmează evenimente sportiv-culturale, cum ar fi Micul și Marele Patinator, competiții de săniuș și Micul și Marele Notător. Participanții vor fi răsplătiți cu diplome și tricouri personalizate. Amatorii de sport nu vor duce lipsă de competiții în 2014, an care va fi plin de evenimente. Asociația Sportul pentru Toți Reghin, înființată anul trecut, își propune să organizeze în vacanțele care urmează cât mai multe competiții dedicate iubitorilor de sport. Vor fi competiții de săniuș, competiții Micul și Marele Patinator, Micul și Marele Notător, competiții unde așteptăm ca bunicii, părinții, unchii, mătușile să-și aducă nepoții, copiii la săniuș, astfel încât ei, făcând mișcarea aceea de 30 de minute de plimbare, le face bine sănătății. De asemenea, vrem să-i vedem pe cât mai mulți tineri îmbujurați la față de sănătate. Totodată se vor desfășura competiții precum Cupa Primăverii la sportul de masă, Zilele Sportului Reghinean, Challenge Day, Ziua Mersului pe Jos, Săptămâna Mișcării și Memorialul Dan Leorda. Scopul asociației îl constituie susținerea mișcării în general, prin promovarea tuturor sporturilor federative, precum și promovarea tinerilor sportivi talentați. Le vom decerna nu numai diplome de participare, ci și tricouri, portând sloganul Viața este mișcare, mișcare este viață, astfel încât pe 2 mai anul curent, cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului, dorim să depășim un record național, dorim 400 de persoane îmbrăcate în aceste tricouri, cu sloganul Viața este mișcare, mișcare este viață, în centrul Reghinului, timp de 5 minute, să execute aceleași mișcări într-un ritm de dans, dat de o melodie cunoscută internațională. Prima activitate importantă inițiată de Asociația Sportul pentru Toți este Gala Sportului Reghinean, ce va avea loc sâmbătă, 18 ianuarie, la Casa de Cultură Eugenie Coară. În cadrul evenimentului vor fi premiați sportivii cu cele mai bune rezultate obținute anul trecut, ambasadorii sportului reghinean, personalități, echipe, personalități post-mortem și in memoriam.